Iată oamenii din țară care s-au întors din robie, și anume aceia pe care îi luase Nebucadnețar, împăratul Babilonului, robi la Babilon și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum, Bana. Acum întoarcem pagina și continuăm citirea, trecând peste toate versetele acestea care vorbesc despre numele capilor de familie, și continuăm începând cu versetul 58. Toți slujitorii templului și fiii robilor lui Solomon erau 392. Iată cei ce au plecat din Tel Melah, din Tel Harsha, din Cherub Adan, din Imer, și care n-au putut să-și arate casa lor părintească și neamul ca să facă dovada că erau din Israel. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, 652. Și dintre fiii preoților, fiii lui Habaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, și a fost numit cu numele lor. Și au căutat însemnarea în cărțile spițelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea au fost îndepărtați de la preoție. Și dregătorul le-a spus să nu mănânce lucruri prea sfinte până când un preot va întreba pe Urim și Tunim. Toată adunarea era de 42.360 de inși, afară de robii și roabele lor, în număr de 7.337. Între ei se aflau 200 de cântăreți și cântărețe. Aveau 736 de cai, 245 de catâri, 435 de cămile și 6720 de măgari. Unii capi de familie, la venirea lor la casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu, ca să o așeze din nou pe locul unde fusese. Au dat la visteria lucrării după mijloacele lor 61.000 de darici de aur, 5.000 de mine de argint și 100 de haine preoțești. Preoții și leviții, oamenii din popor, cântăreții, ușierii și slujitorii templului s-au așezat în cetățile lor. Tot Israelul a locuit în cetățile lui. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă invit respectuos să vă reașezați. Mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta în care ne-am întâlnit aici, în numele Domnului, în cinstea Domnului. Ne-am întâlnit ca să ne închinăm lui Dumnezeu pentru că ne-a dat viață, ne-a dat sănătate, s-a uitat cu bunătate la noi, ne-a dat atenție. Domnul, care este infinit, etern, s-a uitat la niște ființe de muritor ca noi, oameni în care se găsesc greșeli, slăbiciuni, alunecări, chiar păcate uneori. Însă Dumnezeul acesta este Tatăl nostru. El ne-a făcut cu mâinile Lui, El ne-a purtat grija de-a lungul anilor și în scurgerea timpului ne-a purtat poverile. În seara aceasta ne-am adunat în jurul persoanei sale glorioase și sclipitoare ca să ne fie șterse lacrimile și să primim întăritură în zilele grele pe care le trăim în umblarea pe pământ. Și în seara aceasta ne uităm la cuvânt. Unde, la cine sau la ce? Ne-am uitat cu mai mult folos decât la cuvânt. În cuvântul acesta noi îl vedem pe Domnul, pentru că acest cuvânt a ieșit din inima Lui și din gura Lui. Scriitorii, cei aproximativ 40 de bărbați care au scris cartea, exprimă ceea ce a spus autorul. Biblia nu are 40 de autori. Biblia are 40 de scriitori, autorul este cel care i-a inspirat, cel care a spus să scrie așa și așa, așa vorbește Domnul, așa să scrii. În cea de-a doua predică de joi seara în anul acesta, noi ne-am pus în minte să ne uităm la călătoriile pe care le-au făcut oamenii lui Dumnezeu. Călătorii care au avut dificultățile lor, care au început undeva, într-un punct geografic, și s-au terminat altundeva, în alt punct geografic. Călătorii care au avut o motivație, au avut o țintă, o destinație,
Călătorii în care oamenii lui Dumnezeu au fost încercați, ispitiți, atacați, expuși și uitându-ne la ei vom învăța cum să călătorim noi, că și noi venim de undeva și mergem undeva și noi ne confruntăm cu dificultățile. Dacă vom fi pregătiți, atunci călătoria va avea izbândă, iar greșelile pe care le facem vor fi mai mici și mai rare. Frați și surori, am ajuns la călătoria aceasta a robiei. Biblia vorbește despre mai multe robii. Prima dintre ele a fost în Egipt 430 de ani. S-au întors. Au mers încă 70 de ani în a doua robie, Babilon. Asta înseamnă 500. Și după aceea, începând cu anul 70, era noastră, în Hristos, au plecat pentru 1900 de ani, aproximativ. Împrăștiați ca boabele de grâu când le arunci pe pământ. Și s-au întors în 14 mai 1948. 1900 plus 5 înseamnă aproximativ 2400 de ani. Poporul acesta, care nu are o istorie mult mai lungă de 2400 de ani, a stat împrăștiat, de fapt nu a stat, a supraviețuit, împrăștiat între egipteni, între babilonieni și apoi între, să spun câțiva reprezentanți, nemți și ruși, și suficient. Pentru că aceste două mari imperii i-au urât pe evrei și au folosit mijloace foarte violente ca să-i distrugă. Analele istorice vorbesc foarte mult despre cruzimile de la Auschwitz și multe alte locuri de exterminare de genul acestora. Revenind, întotdeauna când am prezentat o călătorie, ne-am uitat în cartea sau cărțile din Biblie care prezintă raportul călătoriei, care prezintă călătoria și amănuntele ei. Și am încercat să învățăm făcând o aplicație practică la călătoria noastră. Seara aceasta vă aduc aminte că avem trei cărți la dispoziție din Vechiul Testament. Prima dintre ele este Ezra, cea de-a doua este Neemia și cea de-a treia este Estera. Aceste trei cărți vorbesc despre perioada aceasta a robiei și a întoarcerii în țară din robie. Ieremia și Ezechiel au profețit întoarcerea din robie, ba unii care ar fi vrut să se întoarcă din robie înaintea încheierii perioadei de pedeapsă de 70 de ani, au fost întâmpinați de un mesaj din partea lui Dumnezeu dat prin Ieremia, care a venit în numele Domnului să le spună: ascultați poporul Domnului, să nu credeți că vă puteți întoarce acasă, robia are 70 de ani bătuți pe muchie și 70 de ani trebuie să stați în robie, pentru că trebuie să suferiți pedeapsa ca să vă corectați. Însurați-vă aici, căsătoriți-vă, sădiți, faceți-vă case, pentru că aici o să stați 70 de ani. Isaia vorbește în capitolul 39, versetul 6, deși este cu mult înainte de asta, vorbește despre exilul babilonian și despre întoarcerea la Ierusalim. În capitolul 44, versetul 28, spre exemplu. Chiar dacă cartea Estera este scrisă după Neemia, ea, evenimentele din ea s-au petrecut cu 30 de ani înainte de Neemia și Ezra de asemenea este înainte de Neemia. Dar amănuntele acestea nu vreau să le prezint foarte în detaliu pentru ca să nu facem mai greu de înțeles prezentarea din această seară. În anul 539 înainte de Domnul Iisus, Persia a câștigat supremația asupra Babilonului, care cucerise, care distrusese regatul de sud, Iuda și Beniamin, cei care trăiau în jurul Ierusalimului și care pentru 70 de ani i-a deportat în robia din Babilon. Așa se face că cărțile Ezra, Neemia și Estera vorbesc despre această perioadă și vorbesc despre babilonieni, vorbesc despre perși, vorbesc despre împărații lor, spre exemplu Darius,
Xerxe, Artaxerxe, Cir, Cir cel Mare, despre Nebucadnețar și toți ceilalți împărați, și ne face bine în mintea noastră să existe o cronologie, să știm care a fost înaintea celuilalt, care a fost împăratul cărei împărății, pentru că în felul acesta vom înțelege mai ușor Scriptura. Stăm zeci de ani în biserică, citim din Biblie și ascultăm tot felul de predici. Lucrurile acestea sunt un mare har care ne instruiește pe noi, ne explică Biblia și sunt ca niște clase pe care le luăm să înțelegem Evanghelia, și înțelegând Evanghelia vom înțelege caracterul lui Dumnezeu care e prezentat în Evanghelie. Atunci când Persia a cucerit Babilonul, perșii au avut o altă politică. Dacă ne uităm, fiecare imperiu din zilele noastre are o anumită politică. Uitați-vă la ruși și o să vedeți care este politica lor. Nemții, francezii, englezii, americanii și putem da multe exemple, spaniolii, portughezii, toți cei care de-a lungul istoriei umane au avut colonii peste tot. Veți constata că fiecare a avut o anumită politică prin mentalitatea căreia s-a raportat la prizonieri și la cei pe care i-a colonizat. De pildă, asirienii erau un popor foarte crud, ei au distrus regatul de nord, cele 10 seminții din jurul Samariei, care era capitala Israelului. Când ei au cucerit cele 10 seminții și în anul 720 a distrus regatul de nord, ei au avut politica de a-i separa pe oameni ca să nu fie împreună și să nu devină puternici prin unitate. Și pur și simplu a trimis o familie într-o parte, o familie într-o parte, o familie într-o parte. În vremea aceea nu era tehnologia de acum ca oamenii să relaționeze dacă nu sunt aproape fizic unul de altul, și n-au mai știut unul de altul. Și n-au mai putut să facă nimic, pentru că nu erau uniți și n-aveau forță. Când au venit babilonienii, babilonienii i-au luat ca și egiptenii și i-au ținut împreună, folosindu-i ca pe o forță de muncă. Așa s-au construit multe dintre edificiile care astăzi noi le numim minuni. Spre exemplu, grădinile suspendate din Babilon și astăzi sunt un miracol pentru construcția vremii aceleia, pentru tehnologia acelor vremuri, sau piramidele, sau multe alte minuni de genul acesta. Ei bine, atunci când au venit perșii, Cirus, spre exemplu, a avut o altă politică. Omul acesta a fost foarte bun la suflet cu prizonierii. Și observați că dacă babilonienii i-au luat și i-au ținut 70 de ani prizonieri și i-au folosit ca pe niște robi, nu i-au plătit, s-au purtat cu ei fără milă, i-au exploatat la maxim, au luat vârfurile inteligenței lor, precum cei trei tineri, pe Daniel, care a ajuns ministru pentru câțiva, pe timpul câtorva împărați a stat membru al guvernului, dar când a venit Cir și în general, când au venit toți ceilalți împărați, Medo-Persii în general, pentru că au fost două imperii care s-au pus împreună, el a avut o politică blândă și a lăsat pe toți cei care fusese reluați prizonieri să se întoarcă acasă. El a încercat să îi facă pe oameni să-l simpatizeze, să țină la el. Îl poți face pe un om să te iubească și să-ți fie dator din dragoste și îl poți face pe un om să îți fie supus obligându-l. Și te ascultă doar când nu are încotro, dar cum scapă, îți dă în cap ca să se răzbune. Ei, fără să facem teoria asupririlor, aș vrea să spun doar că întorși în țară, evreii au început reconstrucția. Istoria aceasta este complexă. Noi nu avem timp să o prezentăm în detaliu, pentru că și întoarcerea aceasta s-a făcut în anumite faze, cel puțin trei la număr. Dar atunci când citim în capitolul 2, Biblia ne spune în 2:2 că au plecat cu Zorobabel. Priviți ce spune Biblia, au plecat cu Zorobabel. În capitolul 7, Biblia spune, după aceste lucruri, sub domnia lui Artaxerxe, împăratul perșilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia. Observați un al doilea lider care pleacă spre țară. Biblia vorbește despre Neemia, iată dar încă unul. În sfârșit, atunci când vorbim despre Ezra,
spunem că el a fost un cărturar de excepție. Evreii și teologii îl pun alături de Moise și de Samuel. El a intrat în istorie ca omul ce a instituit o școală teologică a vremii numită Sinagoga cea Mare. Și când el a ajuns în Israel, la Ierusalim, rolul lui a fost să învețe poporul din legea lui Dumnezeu, știind că educația umanizează și îndumnezeiește apoi în a doua fază. Educația umanizează. Uitați-vă la toți teroriștii ăștia care sunt înfășurați ca o păpușă din cap până în picioare. Se vede ușor lipsa lor de educație și de civilizație. Măsurile acestea animalice, atitudinile acestea nedomesticite pe care le au, să omoare oameni în maniera asta, demonstrează lipsa de civilizație din zona unde ei trăiesc. Nu doar religia lor i-a îndobitocit, nu doar liderii lor i-a îndobitocit, la îndobitocirea lor a participat cultura, tradițiile, lipsa de educație și nebunia lor. Uitați-vă ce fac cu copiii lor, cu băieții lor, băieți de 4, 5, 6, 10 ani, le pun arme în mână și învață să tragă. Le spune că nu există oameni decât animale de culoare albă și îi îndobitocește, îi dezumanizează. Ăștia când ajung la 20 de ani nu au nicio problemă să te omoare fără nici cea mai mică mustrare de conștiință, pentru că sunt crescuți în maniera aceasta. Atunci când Ezra s-a întors la Ierusalim, el a început reconstrucția templului. Reconstrucția a durat 23 de ani de zile. Nu că construcția ar fi durat 23 de ani de zile, însă au fost împiedicați de samariteni. Când asirienii, cu 130 de ani înainte de babilonienii care au distrus regatul de sud, când asirienii au venit în nord și au distrus regatul de nord, au luat de acolo pe evrei, au adus în locul lor tot felul de populații mixte, tot felul de etnii luate de peste tot, și pe ăștia i-a adus din toate părțile să nu se cunoască om cu persoană, să nu relaționeze, să nu fie rudă, să nu fie prieteni, să nu fie din aceeași zonă. Acum, să nu vă supărați că spun ce nu se spune, dar e adevărat chiar dacă nu se spune. Când ești dintr-o zonă a țării și te întâlnești cu cineva care e din aceeași zonă, să nu vorbesc că dacă e din același oraș, problema se complică și mai tare. Dom'le, nu l-ai văzut în viața dumitale, dai de acolo, de parcă ești rudă cu el. Că atunci când ești departe, relațiile acestea, e din satul meu, e din orașul meu, e din județul meu, capătă importanță și semnificație. Ei, când au ajuns oamenii aceștia în Ierusalim, locurile alea erau ocupate de niște străini. Și oamenii au venit să încurce, să izgonească și să nu-i lase să reconstruiască, pentru că îi dăteau afară din niște proprietăți în posesia cărora ei intrase pe gratis. Așa se face că au fost împiedicați să lucreze. Și pe lângă faptul că trebuiau să reconstruiască, trebuiau și să se apere, pentru că veneticii aceștia, adică oamenii aceștia care au venit de curând în proprietățile lor, în timp ce ei erau în robie și s-au făcut stăpâni peste proprietățile lor, încercau să-i alunge și se organizau, se constituiau în grupuri armate care veneau împotriva lor să-i omoare. Dacă Ezra a construit templu, atunci când a venit Neemia, acesta era un administrator cu un spirit de organizare remarcabil, acesta a reconstruit zidurile. Fiecare dintre ei s-a concentrat pe un anumit proiect. Dacă ne uităm în Scriptură, învățăm o lecție fundamentală a conducerii. Niciodată Biblia nu pune doi oameni pe aceeași poziție, pentru că acesta este singurul mod în care poți pune pe doi oameni să se certe. Acum nu vorbesc despre poziții secundare, ci vorbesc despre poziția primară. Întotdeauna Biblia spune cu tare și începe să spună oamenii care au fost prezenți cu el. Uitați-vă că Biblia vorbește despre Zorobabel. N-au mai fost oameni cu el, au fost cu grămada. Priviți că au fost 50.000 de oameni, 42 plus 7.800. Cu Ezra, credeți că Ezra s-a dus singur?
Au fost căpetenii multe, dar întotdeauna există un lider, există o căpetenie, pentru ca el să aibă ultimul cuvânt atunci când e nevoie de ultimul cuvânt și oamenii să nu se certe, să nu ajungă în conflict. Privind în cartea lui Ezra, vom înțelege câteva lucruri care ne sunt de folos. În anul 536, evreii se întorc din robia babiloniană. În anul 478, Estera devine împărăteasă. Evenimentele petrecute în Nemia încep în anul 444. Reperele acestea în timp ne vorbesc de fapt despre ce fel de evenimente vorbesc acești trei scriitori în cărțile pe care le-au scris. Ezra a venit cu 13 ani înainte de Neemia. În timpul în care ne-a mai rămas, aș vrea să spun două, trei vorbe ca o sinteză a raportului pe care Ezra îl prezintă în cartea lui, să vedeți ce strategie, ce viziune a avut bărbatul acesta când a ajuns într-o țară arsă, pustită, repopulată de niște străini, de niște dușmani. Și omul acesta a fost pus în situația să facă față dificultăților timpului și locului și ajutat de cei care erau deja acolo, oameni din poporul lui Dumnezeu, au trebuit să construiască și să se apere în același timp. Atunci când ne uităm în carte, de la capitolul 1, versetul 1 până la capitolul 2, versetul 20, se vorbește despre întoarcerea din Babilon la Ierusalim. Cirus dă edictul de întoarcere. Ei se pregătesc. În capitolul 2 am citit despre lista oamenilor care se întorc în imigrație. Apoi, începând cu capitolul 3, se vorbește despre felul în care s-au așezat în țară. Nu a fost ușor. Tocmai am citit aici următoarele lucruri. Unii cap de familie la venirea lor în casa Domnului au adus daruri de bunăvoie. Însă în versetul 61-62 și-au căutat însemnarea în cărțile spițelor de neam, dar n-au găsit-o, de aceea au fost îndepărtați de la preoție. Vă puteți da seama, oamenii aceștia au mers și și-au revendicat moștenirea, profesia, dreptul, poziția, responsabilitățile. Și-au fost căutați în cronici. Un popor cu 2400 de ani în urmă avea cronici. Iar noi, când tot pământul ăsta este în supravegherea guvernului, nu suntem în stare să avem niște procese verbale în care să știm cine, când, cum și în ce fel a făcut una sau alta. Memoria ne mai ajută pe noi să știm cum a fost la adunarea generală de acum 3 ani? Nu mai știm nimeni, le încurcăm cu aia de acum 4 ani și cu aia de 2 ani. Dar e bine să avem niște cronici în care se spun nume de oameni, familii, ce a zis, când a zis, cât a zis. Observați-vă ce necazuri au avut oamenii ăștia, pentru că n-au mai găsit cronicile unde se scria bucata asta de pământ e a lui ăsta, îl cheamă Marin sau Ion sau cum îl cheamă. Întotdeauna când lucrurile nu sunt clare, sunt confuze. Întotdeauna când lucrurile nu sunt cunoscute, sunt necunoscute. Întotdeauna când lucrurile nu sunt bune, sunt rele. Și Biblia ne prezintă ce consecință are lipsa unui lucru bine făcut. Apoi încă un lucru demn de luat în seamă, aproape că este așa, foarte persuasiv. Unii cap de familie, interesant că nu spune toți capii de familie, unii cap de familie la venirea lor în casa Domnului la Ierusalim au adus daruri de bunăvoie. Poporul era dezorganizat, nu existau reguli, nu existau lideri, fiecare făcea ce vrea. Dar observați că unii au făcut ce trebuie. Unii cap de familie au adus daruri de bunăvoie. Vă pun o întrebare. De ce n-au adus toți? Un posibil răspuns ca să scăpați de mine este că n-au avut. Oare toți care n-au adus daruri de bunăvoie n-au avut? Nici eu nu am dovezi că au avut, nici dumneavoastră că n-au avut. Dar ceea ce vreau să subliniez este că unii da, alții nu. Această nedreptate este specifică, este regulă, nu excepție. Așa a fost, așa este și așa va fi. Acum, să nu vă cadă greu că vă spun, de aceea Biblia își permite să spună că din doi de pe acoperiș, unul da, unul nu, că ce faci, ți se face.
Și ce semeni? Aia culegi. Unii au mers spunându-li se vino, alții au mers spunându-li se nu vă cunosc. Frați și surori, peste tot există unii da, alții nu. Și la bine și la rău. Depinde ce vor oamenii să facă cu viața lor. Nu poți să faci cu viața decât un singur lucru. Care este lucrul acela? Răspunsul e simplu, cel pe care îl alegi. Unii au adus daruri de bunăvoie la casa Domnului, pentru casa Domnului. Acum, să fac o aplicație foarte practică. Când noi ducem bani la casa Domnului, uneori aud spunând, mă duc să-i duc lui George. Să nu vă supărați, banii ăia nu-s pentru George. Fratele George s-ar bucura să fie pentru dumnealui probabil, dar nu-s pentru fratele George. Dacă mintea noastră este că-i ducem lui George, vreau să vă spun ceva, suntem pe un drum greșit. Uitați ce zice Biblia, și acolo a fost un casier, fiți siguri că a fost un casier. Acceptați asta, nu? De ce nu spune Biblia că i-a dus lui George? Știți ce spune? I-a dus la casa Domnului. Una este în minte să-i duci la casa Domnului, i-ai dat lui Dumnezeu, banii aceia i-ai dat lui Dumnezeu, ți-ai împlinit datoria între mine și Dumnezeu, lucrurile sunt rezolvate. Și alta e să-i duci lui George și mâine poi mine să-i spui, hei, ai grijă, mai ții minte că am venit și eu alaltă, te rog frumos, nu te face că nu mă cunoști. Dacă ne uităm în cartea aceasta, o să vedem efort, sacrificiu, dedicare fără limită, o să vedem administrația împletită cu spiritualitatea, lucrurile sfinte împletite cu lucrurile omenești, o să vedem lupta împletită cu munca, o să vedem preoții, învățătura, poporul, o să vedem niște oameni care și-au reconstruit viitorul. N-a fost ușor, erau niște robi, mulți le erau împotrivă, au ajuns imigranți în propria țară. Ce ciudățenie, ce paradox! Și oamenii ăștia doreau să-i dea afară din casele pe care ei le-au construit. Nu-i lăsau să mănânce din fructele, din pomii, din vița de vie pe care ei le-au pus cu mâna lor. Astea sunt consecințele păcatului. Frați și surori, vă chem în această seară cu experiența cu care ne-am podobit Dumnezeu până la vârsta asta, să ne uităm la viață dintr-o altă perspectivă. Să nu mai vedem instinctele care să ne poarte și să ne muncească, cum probabil a fost cândva, cel puțin la unii. Și să ne uităm la onoarea de a trăi în puritate pentru Dumnezeu, de a face totul pentru numele Lui, de a lua tot ce avem să-i oferim lui Dumnezeu. Dacă împărăția lui Dumnezeu este importantă pentru noi, atunci acolo să zidim, acolo să cheltuim, acolo să investim. Iar dacă împărăția asta este importantă pentru noi, atunci măcar să știm să nu ne mințim singuri. Uitându-ne la poporul acesta, învățăm că există întotdeauna o a doua șansă. Și aceasta este minunea lui Dumnezeu. Și oamenii îl urmează pe Dumnezeu și pentru lucrul acesta în mod special. Dumnezeu oferă o a doua șansă. Regretul este primit de Dumnezeu, o a doua șansă este oferită de Dumnezeu și poporul ăsta se întoarce din nou din cenușă. Dacă astăzi ești în cenușă, ești trântit la pământ, ești plin de datorii, dacă ți-ai pierdut casa, ți-ai pierdut banii, ți-ai pierdut speranțele, adu-ți aminte că orice perioadă de pedeapsă are un sfârșit înaintea stăpânului. Dacă ești pedepsit de oameni, speranțele sunt mici. Dar dacă ești pedepsit de Dumnezeu, dacă ești încercat de Dumnezeu, sfârșitul pedepsei și al încercării este aproape, că Domnul e bun. Domnul e plin de milă, El îți dă o a doua șansă, El vrea să te ridici din nou, El vrea să-ți ridice familia, copiii, urmașii, pentru că numai în felul acesta vei avea inimă și bucurie să spui, lăudat să fie Domnul care m-a ridicat. Oamenii nu gândesc în termenii ăștia, că-s muritori ca noi, de aceea vreau în rugăciunea aceasta să ne încurajăm la gândul că totdeauna pedeapsa Domnului este limitată ca să nu ne omoare, să nu ne distrugă, ci doar să ne corecteze, să ne îndrepte și să ne învețe lecția neprihănirii. Cu această inimă să venim la Domnul, cu această inimă să ne rugăm și să avem nădejdea că El ridică din nou pe vechile dărâmături. Din nou ne va ridica și din nou ne va binecuvânta, că El este Tatăl nostru care ține la noi. Mărit să fie Domnul! Haideți să încheiem cu rugăciune, frați și surori!